Hai să vedem ce găsim înăuntru. De din afară, de din afară nu se vede că e unul dintre cele mai luxoase hotele din Bangkok. Sincer, pare într-o zonă destul de murdară, ca să zic așa. Market. Da, ghiși ce market, ia uite, floating market. Ia uite, în bărcuță. Ce diferite. Floating market. De fapt, nu e chiar un floating market. Că nu plutesc bărcuțul, dar să servești mâncare din bărcuță. Este ceva interesant? Da. Mamă, ce este? Doamne, dar supă de banane, ce-o fie aia? Parcă e banană. De dulce, așa? Uite-te ce chestie interesantă este la sfârșit. Vrei să fac așa? Ce scări rulante. Vreau să mai încerc ceva nou. หรือว่าคนตา
timpanul aia. Da, aici ai putea să mă cia, iau și una de aia să văd cum e înghețată, ce-o fi. Deci asta, mamă, e foarte bună chestia asta. Doamne, cât e de bună. De fapt, de drept, aici e floating market-ul. Cred. Nu? Nu. Azi sunt de... Mergem mai departe? Sper să mai rămână baterie, să filmăm tot aici. Să vedem toate chestiile de aici. Ce fruct a fost, dar nu știu, parcă nu avea niciun gust așa, nu știu ce se dă. Bulgari, Prada, Fendi, Dior, da, și Cartier aici, așa cum am zis, chiar e de lux. Da, Michael Kors acolo, Boss, bineînțeles și Versace, Christian Dior. Așa, veniți aici să vă goliți cardurile. Ți-ai golit cardul? Nu. Ok, hai să mergem acum pe terasă să admirăm view. Uite, mă. Acolo trebuie să ajungem. De la Apple e o ieșire și de acolo o să admirăm view-ul. Hai acolo. Ia uite la aia. Ce șmecher e aici în Bangkok. Acum o să mergem afară. De la Apple Store. De la Apple Store, dacă ieșiți afară, pe terasă, vede un view șmecher. Mi-aș face poze acolo unde spanourile, nu înțeleg de ce. Da, într-adevăr, acolo view e mai spectaculos. Dar totuși, să faci panourile alea, n-aș prefera.
Da, și o să mergem acum și să bem o cafea acolo sus undeva. Da, se poate urca și mai sus. View e și mai spectaculos. Mergem. Puțin că trebuie să așteptăm că nu mai are apă. Și eu cum fac duș? It's hard.